Îi dau cuvântul doamnei judecător dr. Rodica Aida Popa, care ne va face o prezentare a prevederilor articolului 210 Cod Penal privind traficul de persoane, desigur corelat cu aspectele deontologice ale judecătorilor și avocaților. Mulțumesc! Începem cea de-a doua parte a conferinței cu o prezentare despre traficul de persoane prevăzut în noua reglementare în conținutul dispozițiilor art. 210 și cu aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților. De ce am ales traficul de persoane? Odată pentru că este o infracțiune cu care m-am confruntat în experiența mea profesională sub aspectul judecării multor cauze legate de traficul de persoane în cariera mea și am constatat aspecte care au avut influențe cu alte incriminări, tot atât de grave, în ceea ce se numește în criminalitate organizată. Legiuitorul, pornind de la realitate, a fost consecvent în a incrimina, de data aceasta codificat, traficul de persoane în conținutul codului penal. Și pentru început, doar pentru a ne reaminti, iată care este conținutul incriminării. Este din perspectiva tehnicii legislative reglementat în trei aliniate. Evident, un prim alineat care conține elementele de definire a conținutului constitutiv al incriminării, o variantă agravată, da, și un aspect care ține de consimțământul victimei pe care îl circumstanțiază în sensul că acest consimțământ al persoanei victime al traficului nu constituie cauză justificativă. Care a fost scopul actualei reglementări din Codul Penal? Legiuitorul a dorit incriminarea acestei fapte tocmai în Codul Penal pentru a evita interpretarea diferită și practica neunitară în aplicarea și interpretarea normei respective. Și m-am gândit că această convergență a unității este cel mai bine reflectată în modul de în care legiuitorul a înțeles să reglementeze în Codul Penal traficul de persoane. Știți bine că anterior traficul de persoane era circumstanțiat unei legi speciale cu foarte multe aspecte de detaliu, iar din punct de vedere al simplității și al reglementării, actualele dispoziții din art. 210 din Codul Penal reprezintă într-adevăr o creștere calitativă din perspectiva reglementării. Care au fost sursele de reglementare interne și internaționale? Pentru că aici legiuitorul a considerat să și menționeze de ce anume este necesară această reglementare în Codul Penal și sigur că s-a pornit de la bogatele reglementări internaționale, fie ale Organizației Națiunilor Unite, fie ale Consiliului Europei, atât din perspectivă Convenției Europene, din perspectiva recomandărilor Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, R2011, privind lupta împotriva traficului de ființe umane în scopul exploatării sexuale, dar nu în ultimul rând au fost avute în vedere și reglementări ale acestei incriminări din coduri penale europene și am încercat să ilustrez doar câteva, pentru că vă asigur că sunt și altele. Legislația Codul Penal austriac, în care incriminează traficul de persoane, Bulgaria, care de asemenea incriminează în normele respective, Elveția, Estonia, Franța, Germania, Germania cuprinzând și sclavia în conținutul normelor arătate, Letonia, Slovenia, Spania, care de asemenea conține în incriminarea sa și sclavia. Deci iată că sursele
izvoarele internaționale, fie internaționale în sensul Organizației Națiunilor Unite, protocoalelor care au fost încheiate la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale, cât și ale Consiliului Europei, au fost avute în vedere în codificarea acestei reglementări. Care sunt avantajele reglementării actuale ale incriminării de trafic de persoane? Primul rând, în actuala reglementare regăsesc dispozițiile R12, aliniat 1 din legea 678/2001, din reglementarea anterioară, și așa cum spuneam, reprezintă o sistematizare superioară în raport cu cea din vechea reglementare și dacă victima infracțiunii este un minor, sigur, împrejurare care este cunoscută de făptuitor, încadrarea se va face în infracțiunea de trafic de minori, care este în următorul text de lege reglementat în dispozițiile R211 din noul cod penal. Regiuitorul a dorit să incrimineze în mod distinct traficul de minori în codul penal, pornind de la subiectul acestei infracțiuni, minorul, care reprezintă o persoană și o personalitate imatură din punct de vedere al dezvoltării sale biologice, atât fizice cât și psihice, și norma prevăzută privind pe minori constituie de asemenea o normă de protecție a subiectului respectiv de a fi traficată de către făptuitorii care, sigur, se ocupă cu o astfel de infracțiune. Deci iată că dispozițiile R210 din noul cod penal reprezintă o reglementare într-adevăr pozitivă, superioară cele din vechea reglementare și aș spune eu că în conținutul acesteia sunt avute în vedere și jurisprudența în alte curți de casație și justiție, care știți prin recursurile în interesul legii de la momentul respectiv au lămurit noțiunile care au fost avute în vedere, deci reglementarea cuprinde nu numai sursele internaționale, cât și jurisprudența anterioară unificată din perspectiva legiuitorului asupra acestei incriminări. Care este conținutul constitutiv al incriminării? Elementul material al acestei incriminări este statuat în noțiunile de recrutare, transportare, transferare, adăpostire, primirea unei persoane. Actuala reglementare incriminează în mod distinct noțiunea de adăpostire, în timp ce legea penală anterioară folosea termenul de cazare. Din punct de vedere terminologic și al conținutului semantic, credem că este mult mai aproape de conținutul constitutiv al infracțiunii noțiunea de adăpostire decât cea anterioară. În oricare din cele 5 modalități alternative, fapta constituie trafic de persoane numai dacă este săvârșită cum? Prin constrângere a fost înlocuită expresia prin amenințare, violență sau prin alte forme de constrângere, răpire, inducere în eroare folosită de legiuitor. Fraudă ori înșelăciune sau abuz de autoritate. Deci legiuitorul folosește noțiunea de constrângere, profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința, da? Ori de starea de vădită vulnerabilitate. Aceasta, din ultimă sintagmă, nu se regăsea în vechea reglementare. Prin oferire, dare, acceptare sau primire de bani ori alte foloase în schimbul consimțământului persoanei respective care are autoritate asupra acelei persoane. Deci acesta este reglementat, așa arată conținutul constitutiv al incriminării. O altă întrebare la care sunt convinsă că vom găsi și răspuns din punct de vedere jurisprudențial este: care este scopul existenței acestei incriminări? Scopul acestei incriminări l-a dorit legiuitorul de data aceasta din definirea noțiunii circumscrise dispozițiilor art. 182 din noul cod penal, care este o normă de definire
Deci o normă de lămurire, de explicitare prin, a ipotezelor care intră în conținutul acestei incriminări. Și anume, supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii în mod forțat, ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire, obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice, obligarea la practicarea cerșetoriei, prelevarea de organe, țesuturi sau celule de origine umană în mod ilegal. Iată că legiuitorul a înțeles să definească elementele pe care le aveam în conținutul dispozițiilor anterioare, deci din art 2.2 din legea 678, cu elemente de distincție, și anume din definirea exploatării unei persoane, a executării și a îndeplinirii de servicii cu încălcarea normelor legale. Eliminarea din definiția exploatării a unei persoane, efectuării unor alte asemenea activități prin care se încalcă drepturi și libertăți fundamentale ale omului. Deci acestea au fost rațiunile pe care legiuitorul a înțeles să le prevadă și să le reglementeze în raport cu vechea reglementare și în raport cu definițiile care erau în vechea reglementare. Deci conținutul a dispozițiilor art. 182 din actualul cod penal vine să rafineze, spun eu, din punct de vedere al și să limpezească din punct de vedere al legiuitorului noțiunea de exploatare. În continuare, este de subliniat faptul că fapta constituie infracțiune chiar și atunci când a fost săvârșită cu consimțământul victimei, deoarece, potrivit acestui text, consimțământul persoanei victime nu constituie o cauză justificativă. Sigur, din punct de vedere sancționator, pe primul aliniat avem pedepse de la 3 la 10 ani și interzicerea executării unor drepturi, aceleași pedepse fiind prevăzute și în vechea reglementare. În ceea ce privește varianta agravată a dispozițiilor al 210 aliniatul 2, este legată de noțiunea de funcționar public și de scopul acesteia, adică funcționarul public care săvârșește fapta în exercițiul atribuțiunilor de serviciu, și diferențele sunt din perspectiva regimului sancționator, în sensul că în vechea reglementare erau pedepsa închisorii de la 5 la 12 ani, iar este pedepsa închisorii de la 5 la 12 ani, în vechea reglementare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, deci din punct de vedere al legii penale mai favorabile, din perspectiva aliniatului 2, este legea nouă mai favorabilă cu privire la această incriminare. Sigur, avem aspecte legate de tentativă și aspectele legate de legea penală mai favorabilă, pe care tocmai le-am subliniat. Din punct de vedere al aspectelor deontologice ale judecătorilor și avocaților, am ținut să menționez în mod expres dispozițiile paragrafelor 11, 13, 14, 17, 18 din avizul numărul 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, prin care acestea sunt norme care vizează ce? Calitatea și eficiența procedurilor judiciare. Recomandă norme procedurale în ceea ce privesc rolurile judecătorilor și avocaților, liniile directoare pe care trebuie să le avem în vedere, modul de cooperare a judecătorilor și avocaților și realizarea unei bune comunicări. O să mă întrebați, era necesar sau care au fost criteriile de selecție din partea dumneavoastră? O să mă întrebați asupra paragrafelor pe care le-am ales din avizul numărul 16. Am considerat că aceste aspecte de comunicaționare, de calendare, se pot stabili în ceea ce privește instrumentarea unei infracțiuni de trafic de persoane, atât în ceea ce privește acordul de recunoaștere a vinovăției, dacă sunt îndeplinite condițiile, dacă ar fi îndeplinite condițiile pentru un acord de recunoaștere a vinovăției în cursul urmăririi penale, și aici urmează să arătăm dacă într-adevăr sunt îndeplinite sau nu pentru astfel de incriminare, se poate încheia un acord și care ar fi modalitățile de lucru între procuror și avocat cu privire la această infracțiune.
infracțiune și, de asemenea, în momentul în care cauza trece cu în mai mulți inculpați trimiși în judecată pentru trafic de persoane, unii din ei majori împreună cu minori, da, pe cele două incriminări și pe procedurile concrete legate de cameră de judecător de drepturi și libertăți atunci când inculpații sunt arestați, în momentul în care cauza trece de în cameră preliminară și care ar fi excepțiile care ar putea fi invocate de către avocat și regulile procedurale legate de această incriminare prin stabilirea, dacă vreți, și a unor calendare. O să-mi spuneți, dar în cameră preliminară nu se pot stabili calendare, pentru că regulile sunt clare, termenele sunt puse, excepțiile pot ridica într-un anume interval de timp, decizia Curții Constituționale este foarte bine, e clară sub aspectul acesta, ba da, ca bune practici putem stabili în termenele prevăzute, în termenul de recomandare prevăzut de 60 de zile al camerei preliminare, pot fi stabilite modalități de lucru comune, chiar și în cazul unei infracțiuni, cum este traficul de persoane cu un număr mare de inculpați, dar și de victime trimise în judecată, sub aspectul duratei, sub aspectul concluziilor, termenelor și dovezilor de primire a comunicărilor până la momentul în care, sigur, se vor cita inculpații în procedura de cameră preliminară, termenul până la care avocații ar trebui să depună excepții și aici urmează ca pe timpul dezbatelor să vedem ce înseamnă dovada de primire a comunicării sau până la acel moment, dacă se cunoaște de către avocat termenul stabilit, cât de repede poate să depună aceste excepții în procedura de cameră preliminară după citare în raport cu decizia Curții Constituționale. Deci, iată în ce măsură se poate exista bune practici între avocat și judecătorul de cameră preliminară până la momentul citării și, sigur, aspectelor de contradictorialitate care pot fi desfășurate în această procedură și, de ce nu, ulterior, în procedura de judecată a cauzelor care este modalitatea de colaborare profesională între judecător și avocat, mai ales în aceste cauze complexe, unde criminalitatea, traficul de persoane cu foarte mulți inculpați și chiar unii cetățeni străini implică un efort de administrare a probatoriului. Și cred că aici e de bun augur ca să până la să vedem modalitățile de lucru între avocat și judecător, prin punerea excepțiilor la dosar sau prin punerea cererilor de probatorii la dosarul cauzei în faza judecății pe fond odată cu intrarea în cercetarea judecătorească, pentru că la acel moment cred că nu mai este niciun secret pentru nimeni că apărarea va formula probe noi, posibil, în raport cu materialul probator, va formula cereri de administrare a unor, readministrare a unor probe care care au fost contestate anterior și acest lucru poate fi venit în întâmpinarea actului de judecată pentru ca judecătorii să poată să administreze cu aceeași principiu de celeritate și contradictorialitate mult mai repede cauzele atât de complexe privind traficul de persoane. De aceea am invocat anumite paragrafe din din avizul numărul 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni. De asemenea, am mai invocat și alte aspecte legate de paragrafele 19, 24, 25 din același aviz, precum și din legea numărul 51 pe 95 care reglementează profesia de avocat în ceea ce privește dispozițiile art 2, art 3
Art 39, Art 40, în care, sigur, făcând o sinteză a acestor dispoziții, avocatul este independent și se supune legii și statutului profesiei și codului deontologic. Articolul 39 privind exercitarea profesiei și ocrotirea de către lege a avocatului, precum și a aspectelor care țin într-adevăr de studiu temeinic al cauzei respective. Sper că în dezbaterile pe care le vom avea în continuare să la momentul respectiv să găsim și alte modalități de lucru constructive, realiste, în ceea ce privește soluționarea cauzelor complexe, cum sunt și acelea privind traficul de persoane. Vă mulțumesc!